Bine ați venit la Pastila de Sport. Vom vorbi astăzi despre managementul densității efortului în lecția de educație fizică. Poetul grec Sofocles spunea că succesul e dependent de efort. Pentru a obține succesul, profesorul de educație fizică trebuie să gestioneze eficient efortul, atât pe al său, cât mai ales pe cel al elevilor. Densitatea lecției de educație fizică reprezintă cantitatea și calitatea efortului fizic, raportul dintre timpul efectiv de lucru și timpul total alocat activității respective. Densitatea lecției de educație fizică este principalul indicator care ne arată calitatea unei lecții. Sunt cunoscute trei tipuri de densitate a unei lecții de educație fizică și sport: densitatea motrică, densitatea pedagogică și densitatea funcțională. Densitatea motrică reprezintă cât lucrează subiectul înregistrat pe parcursul unei lecții, adică cât timp consumă fiecare elev pentru efectuarea exercițiilor cerute și comandate de către profesor pe durata unei lecții. Densitatea motrică este indicatorul care ne arată eficiența unei lecții, se exprimă în procente și se calculează după următoarea formulă. Densitatea motrică este timpul efectiv de lucru din durata lecției înmulțit cu 100. Densitatea pedagogică reprezintă timpul necesar profesorului pentru conducerea lecției și include timpul folosit de profesor pentru explicație, demonstrație, corectarea greșelilor, indicații metodice, măsuri organizatorice. Densitatea pedagogică se exprimă în procente față de timpul alocat lecției și se calculează după următoarea formulă. Densitatea pedagogică este timpul utilizat de profesor din durata lecției înmulțit cu 100. Densitatea funcțională exprimă valoarea intensității efortului intensitate ce este stabilită prin înregistrarea frecvenței cardiace luate la începutul lecției, pe parcursul lecției, la sfârșitul lecției. Valorile se reprezintă grafic prin curba efortului. Densitatea motrică plus densitatea pedagogică ar trebui să dea întregul unei lecții. O densitate motrică bună ar trebui să fie de 60-65%, mai exact 30-32 de minute din totalul de 50 de minute alocate lecției. Sunt câteva cauze care pot duce la o densitate scăzută a lecției de educație fizică și sport. Aceste cauze sunt de două feluri: de natură organizatorică sau de natură metodică. Cauzele de natură organizatorică: spațiul de lucru redus, materiale insuficiente, nu sunt pregătite din timp materialele, aparatele și spațiile de lucru, alegerea necorespunzătoare a formațiilor de lucru. Cauzele de natură metodică: sunt demonstrațiile incorrecte însoțite de explicații lungi, succesiune necorespunzătoare a exercițiilor. Atenție așadar, cum gestionați efortul pentru o lecție de educație fizică eficientă. Aceasta a fost pastila de sport de astăzi. Până data viitoare, nu uitați să faceți mișcare zi de zi pentru o viață sănătoasă.